noi și anume în satul Botnărești. Chiar aici în teren îl avem tractor 62-15 2 sfar și de acum semănătoarea de precizie Amazon e o semănătoare pneumatică și anume dacă atrageți atenție pe rezervorul din îngrășăminte este așa se numește Precia 6002CC special. Ce înseamnă special? El se divizează în două, adică este special și este super. Special e mecanică, ea că dacă trageți atenție la distribuitorul de semințe, e trimis ca un tros, dar la cea electrică, super, adică e electrică. Aici la noi în teren avem cu cadru pliabil. Uzina recomandă 12 km la oră. Care este diferența între electrică? La electrică recomandă 15, la mecanic, ceea ce vedeți dumneavoastră, recomandă 12 km la oră. Chiar și acela 12 sau 15 km, în primul rând, se menție adâncimea, se menție precizia la semănat. Astea sunt niște cerințe care fiecare agent economic vrea să le primească de la semănătoare. Și dacă coare la tractor, dacă vedeți, e foarte, foarte aproape de tractor. Și asta, că ei cu plata așa aproape de tractor, anume pentru că centrul de greutate să fie mai aproape de tractor și la tractor să fie mai ușor de ridicat. Și ei au făcut-o în așa mod că centrul de greutate să fie cât mai aproape de tractor. Și referitor la centrul de greutate. Vedeți că aici avem scormonitorii care merg și afână din urmă la roțele tractorului. Dacă, de exemplu, ele nu trebuiesc din partea și puteți să-l blocați în poziția asta, așa, adică să nu-l folosiți. Dacă vorbim de bunchere, avem două tipuri de bunchere. Avem 950, capacitatea de 950 de litri și 1250. O secție pur și simplu strânge și atunci primești telescopic simplu. Și la ies de 8 rânduri, care au 6 metri, este dublu telescop, unde strâng câte două. Și este variabil, deja cei care vor să lucreze, de exemplu, cu dânsele la paza 5, de la paza 5 treacă deodată la 75, de exemplu, hidraulic. Atunci este asta variabil, care e ca gărmoșcă, strânge, se desface și o puteți desface din 5 în 5. Deci noi ne întoarcem la este care le avem. Noi avem acelea de 4-5 tăți fixe, adică fixe ele nu strâng. Și este de 6 pliabile care sunt în spate și se ridică, vedeți, cilindri și se ridică în spate două laturi. Deci vreau să vă spun, dacă noi vorbim a mea de cadru, iată uitați, avem cadru în formă de H. Și se primește că tăți montat pe partea de urmă merge pe bucata asta, deci montat pe partea dinainte, merge pe partea asta. Încă un plus foarte mare care e la dânsa, spunem așa, că vedeți zona unde merge fluxul de aer spre secție, eu au luat-o și au făcut-o separat. Merge împreună cu camera, adică nu merge separat, că ați văzut că merg separat permanent. Știu o perioadă oricare garnitura și ei se începe a uza și trebuie să o schimbi, începe a dispare presiunea și trebuie să o schimbi. Aici el merge împreună cu discul, primește camera, e făcut din metal, dar discul e făcut din masă plastic. Și atunci se primește minunat, în sensul nu se formează câmpul ăsta electrostatic. Rezervoarele de sămânță, aici o avem în standard avem de 50 de litri, la noi e opțional de 70 de litri spusă. Cine vor, de exemplu, punem microelemente sau între limax, adică contra lor, adică aici e pus la rezervoare și acolo merge numai de 50 rezervoarele și e pus o adăugătură suplimentară care merge tot distribuitorul și aveți posibilitate ori o dați în brazdă, ori o dați deasupra brazdei, în sensul sunt două posibilități și bineînțeles că tot distribuitoarele diferite. Și atunci, tot chestia asta se poate depus în terminal, noi aici avem catare o semănătoare, spunem, pus în funcțiune mecanică. Aici tractorul merge pe navigație, semănătoarea merge separat, dar dacă, de exemplu, mergem cu asta electric pe isobus, noi putem să combinăm toată chestia asta și chiar cu antilimax și tot împreună, să vedeți pe un terminal, adică tot să dirijați de terminal. Dacă aveți isobus, atunci la tractor puteți direct pe monitorul tractorului toate chestiile astea să le dirijați.